Fostul președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, a declarat că documentul prezentat în cursul acestei săptămâni de liderul Asociației 21 decembrie, Teodor Mărieș, este un fals. Și a permis ieri un fals ordinar. A încercat chiar să copieze scrisul. Eu n-am mai semnat un alt decret scris de mână. De aici înainte toate le-am semnat, bătute la mașină. Reacția violentă a lui Ion Iliescu este cel mai bun răspuns că acest document este veridic și că el a fost semnat atunci. Iar dacă nu și-aduce aminte, îl rog să-i întrebe pe Roman Stănculescu, Gelu Boican Voiculescu. Fostul președinte Ion Iliescu a fost acuzat ieri de reprezentanții Asociației 21 decembrie și de doi jurnaliști că în 25 decembrie 1989, ziua în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați, ar fi emis un decret prin care le comuta pedeapsa în închisoare pe viață. Mărieș afirmă că documentul ar fi fost semnat de Iliescu în calitate de președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale și președinte interimar al României.